E ucenicului său, pe care îl considera ca un copil în credință, cu gândul de a-l încuraja, de a aduce aminte care este scopul cu care a fost lăsat în Efes. Și anume, apostolul Pavel îi scria ca să știe cum trebuie să se comporte, cum trebuie să păstorească sau cum trebuie să administreze special biserica din Efes. Astăzi, vedem în capitolul 2 că primul lucru pe care îl amintește și în cuvintele apostolului Pavel, mai întâi de toate, dă o importanță deosebită așadar, rugăciune. Și atunci când Pavel îi vorbește lui Timotei despre cum ar trebui să păstorească biserica din Efes, îi spune mai întâi de toate, tu trebuie să vorbești și să încurajezi biserica să aibă o viață de rugăciune. Să pună prioritate, să pună un accent deosebit pe rugăciune în viața bisericii. Așadar, în timpul care urmează, despre aceasta o să vorbim. Și anume, care este rolul rugăciunii în viața bisericii. Și înainte de a intra în detaliile pasajului pe care l-am studiat, aș vrea să stabilim, să vorbim puțin despre ce înseamnă de fapt rugăciunea și viața bisericii. Și nu o spun doar pentru cei mai noi, printre noi, ci o spun pentru fiecare dintre noi, că trebuie să avem o înțelegere corectă a acestor două lucruri, și anume rugăciunea și viața bisericii. Despre rugăciune, însuși Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, vorbește în Evanghelia după Matei, capitolul 6, într-un mod foarte detaliat și specific. Este pasajul în care Domnul Iisus ne dă ca și exemplu rugăciunea Tatăl nostru și este un loc în care îi învață pe ucenicii săi cum trebuie să se roage. Și deși nu o să intrăm acum în detalii, totuși putem să amintim câteva principii și cu ajutorul lui Dumnezeu, într-o viitoare serie de mesaje, o să studiem chiar pasajul acesta despre rugăciune și cum ar trebui noi, ca și ucenici ai lui Hristos, să ne rugăm. Și am putea să spunem că rugăciunea, din învățătura Domnului Iisus, este un timp personal, un timp în care noi stăm de vorbă cu Dumnezeu, în contrast cu rugăciunile pe care Domnul Iisus Hristos le condamnă, care erau făcute tocmai pentru a atrage atenția oamenilor și pentru a se lăuda înaintea lor. De aceea, pasajul din Matei spune, tu când te rogi, intră unde? Cine știe? În odăița ta și trage ușa sau încuie ușa după tine, ca să nu te rogi ca să fii văzut de oameni, ci să fii văzut de Tatăl tău care este în ceruri. Și Tatăl tău care vede viața ta ascunsă, adică vede că e dorința inimii tale, nu ca să te fălești înaintea oamenilor, ci că îți dorești să stai de vorbă cu El, îți va răsplăti. Așadar, rugăciunea este o stare de vorbă personală cu Dumnezeu. Nu este ceva ce trebuie făcut doar pentru a ne lăuda sau pentru a arăta ce spiritual suntem înaintea oamenilor. Ci ea trebuie să marcheze ceva personal, ceva intim, ceva privat din viața noastră. Și tot din pasajul acela, înțelegem că nu este o înșirare de vorbe fără înțeles, niște borboroseli pe care să nu le înțelegem, sau am putea spune chiar niște poezii învățate pe de rost, ci este o discuție în care îi cerem lui Dumnezeu sfințenie, în care îi cerem ca voia Lui să se facă prin noi și printre noi și în care îi cerem lucrurile de care avem nevoie. Și rugăciunea Tatăl nostru amintește lucrurile de bază, cum ar fi pâinea cele toate zilele, da? Este un moment în care stăm de vorbă cu Dumnezeu și atât pe plan spiritual, în ceea ce privește sfințirea și voia Lui, cât și cu problemele, bucuriile, nevoile noastre, venim înaintea Lui și stăm de vorbă cu El. Deci dacă ar fi să sumarizăm la maxim învățătura despre rugăciune, am putea să spunem că e o stare de vorbă cu Dumnezeu, una personală, care vine din inima noastră, în care
îi cerem sfințire, în care îi cerem ca planurile, voia Lui să fie făcută printre noi și în același timp în care aducem nevoile, motivele noastre de rugăciune, bucuriile și încercările noastre înaintea Lui pentru a căpăta călăuzire și binecuvântare. Asta este rugăciune. În același timp, trebuie să înțelegem și ce înseamnă viața bisericii. Pentru că pasajul acesta vorbește despre rolul rugăciunii în viața bisericii. Viața bisericii nu trebuie redusă la întâlnirile pe care le avem cu toții. Adică, dacă cineva ne întreabă care sunt activitățile sau care sunt slujirile bisericii noastre, da? Să nu cădem în ispita de a crede sau de a zice, păi avem o întâlnire miercurea, da? Și o altă întâlnire duminica. Și asta este ceea ce înseamnă, ceea ce rezumă viața bisericii noastre. Nu. Biserica este mai mult de atât. Biserica este ca un organism care se adună la oaltă în aceste ocazii, pentru noi, miercurea și duminica, dar mai apoi, aceeași biserică se împrăștie, se răsfrânge, fiecare unde l-a așezat Dumnezeu, la locul de muncă, printre colegi, da? În familia noastră, printre prieteni, vecini și rude, aceeași biserică trebuie să-și continue viața și activitățile și în locurile acestea. E ca un organism, vă spuneam, care vine la oaltă pentru închinare, pentru părtășie și care mai apoi se duce și se împrăștie, iarăși vine la oaltă, iarăși se împrăștie. Viața bisericii nu trebuie minimalizată, nu trebuie redusă doar la întâlnirile acestea. Și în întâlnirile acestea noi ne întâlnim să ne încurajăm în credință, ne întâlnim să ne rugăm împreună, ne întâlnim ca să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem cum îl aplicăm în viețile noastre, dar nu trebuie redusă la atât. Ci ea este fiecare minut, fiecare oră și fiecare zi din săptămână. De aceea când vorbim despre rolul rugăciunii în viața bisericii, nu vorbim doar despre timpul pe care îl petrecem, când David ne aduce aminte motivele de rugăciune, sau când mijlocim împreună miercurea pentru el. Și rugăciunea în viața bisericii trebuie să se reflecte într-adevăr în aceste întâlniri, dar să nu se reducă la ele. Ați reținut? Rolul rugăciunii trebuie să se reflecte în întâlnirile comune pe care le avem, dar să nu se reducă la ele. Dacă o biserică doar la asta își reduce timpul de rugăciune, atunci ea face ca o caricatură nereușită. Minimalizează rolul rugăciunii. Dacă viața bisericii este una complexă, care continuă de luni până duminică, la fel și rolul rugăciunii trebuie să se vadă în același fel. Și astăzi vom studia într-un mod specific despre cum ar trebui o biserică să prețuiască, să practice rugăciunea. Primul lucru pe care îl observăm din pasajul acesta este că Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei în așa fel încât să țină cont că atât bărbații cât și femeile trebuie să se roage. Și vorbește într-un mod specific despre rugăciune pentru bărbați și mai apoi pentru femei. Și în versetul 8, primul pe care l-am citit, Apostolul Pavel spune așa: vreau dar, sau așadar, vreau ca bărbații să se roage în orice loc. Și înainte de a merge mai departe, vreau să medităm puțin la ce am citit până acum. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. Cu alte cuvinte, un principiu simplu pe care îl desprindem de aici, despre care aminteam și mai devreme, este că rugăciunea nu trebuie să fie limitată la un moment. Fie că este dimineața, fie că este seara, fie că e înainte de masă, fie mai rău, că este o dată în timpul săptămânii când ne întâlnim la unul dintre noi acasă. Rugăciunea nu este un moment, ci este o stare continuă de părtășie cu Dumnezeu, care profită de fiecare ocazie, de fiecare moment
în care putem să vorbim cu Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, vreau dar ca bărbații, în versetul 8, să se roage în orice loc. Adică nu doar duminica aici, nu doar miercurea la cineva acasă, nu doar când începem sau când terminăm ziua, ci cu orice ocazie, în orice loc în care putem să facem lucrul acesta, să ne rugăm. Și aș vrea să vă spun câteva aplicații practice în legătură cu asta. Nu e ceva greșit ca cineva, dacă vrea să-și înceapă ziua cu rugăciune, să o facă. Din contră, nu doar că nu este greșit, ci este un lucru bun. Așadar, dacă cineva vrea să-și înceapă ziua cu o oră de rugăciune sau cu un timp de rugăciune, este un lucru foarte bun. La fel, dacă cineva poate vrea ca timpul acesta de rugăciune să fie seara, înainte de a se culca, iarăși nu este un lucru rău, ci este un lucru foarte bun. Dar aș vrea să vă avertizez asupra unui pericol. Dacă noi zicem, mi-am hotărât timpul de rugăciune și el este la începutul zilei. Mă rog, mă trezesc cu o oră mai devreme, mă rog, și după aceea îmi văd de resturile treburilor, putem să cădem într-un pericol. Și anume, care este pericolul? Pericolul este de a privi într-un mod legalist rugăciunea. Și fie că suntem mai autodidacți, adică știm să ne rânduim mai bine viața, să ne punem fiecare lucru la punct și să ne ținem de lucrul acesta și atunci să cădem în păcatul mândriei și să zicem, gata, m-am rugat, am făcut ceea ce trebuie, viața mea de rugăciune este bună cu Dumnezeu, acum îmi pot vedea liniștit de restul treburilor din ziua de azi. Și ăsta este un pericol în care desprindem rugăciunea de restul vieții. Și dacă vă spuneam, suntem mai autodidacți, dacă suntem mai bine organizați în împărțirea timpului, să ne putem ține de el. Sau, în același fel, dacă suntem mai dezorganizați sau mai copleșiți de oboseală, de treburi, să nu ne putem ține de acest lucru, să zicem, am hotărât să mă trezesc o oră mai târziu, mai devreme, scuze, sau când mă duc la culcare să pun o oră separat pentru asta și n-am reușit să mă țin de ea. Și să ajungem dezamăgiți și frustrați că nu putem să ținem pasul cu hotărârile noastre. Deci, astea ar fi două pericole. De aceea Apostolul Pavel nu ne îndeamnă într-un mod special în pasajul acesta sau în altă parte să avem un moment al rugăciunii. Fie că este o dată în zi, fie că este o dată în săptămână și așa mai departe. Cine învață, din contră, ca fiecare ocazie pe care o avem să o folosim pentru rugăciune. Și o să vedem imediat și de ce face lucrul acesta. Așadar, noi ca și biserică, nu descurajăm când cineva zice vreau să încep ziua cu rugăciune sau vreau să o termin cu rugăciune. Dar, în același timp, spunem că nu la asta trebuie să se limiteze. Nu la un moment al zilei, nu la un moment al săptămânii, ci la o relație, la o continuă părtășie în care discutăm cu Dumnezeu. De aceea, în 1 Tesaloniceni, de exemplu, capitolul 5, versetul 17, spune rugați-vă, cine știe? Neîncetat. Adică nu doar un moment în zi, sau nu doar o dată pe săptămână, ci ziua de când începe până când se termină, săptămâna de când începe până când se termină, ar trebui să ne găsească într-o permanentă comuniune cu Dumnezeu. Și o să discutăm imediat ce înseamnă lucrul acesta. Pasajul pe care l-am citit continuă și după ce spune vreau ca bărbații să se roage în orice loc, spune în felul următor. Și să ridice spre cer mâini curate. Să ridice spre cer mâini curate, așa cum se spunea și joi, cred că Iosif a spus lucrul ăsta, e bineînțeles o metaforă. Nu se referă să te speli pe mâini înainte de a te ruga și să le ridici curate spre cer. Dar înțelegem cu toții lucrul ăsta. Ci e o înțelegere metaforică, simbolică.
Ca să înțelegem, e bine de știut că evreii, spre deosebire de noi, care atunci când ne rugăm, de obicei împreună mâinile, plecăm capul și închidem ochii, avem un stil diferit de a se ruga. Ei când îl lăudau, când se rugau lui Dumnezeu, de obicei își înălțau privirile și mâinile către cer și așa se rugau. Și dacă mai vedeți documentare despre evrei, chiar în zilele noastre, când se roagă la zidul plângerii sau așa, veți vedea că se roagă și astăzi în același fel. Da? Și când Apostolul Pavel, aș face aici o paranteză, cu excepția rugăciunilor de pocăință, care într-adevăr și la ei se plecau fie pe burtă, adică stăteau întinși pe pământ, fie cu fața la pământ și fie și aruncau țărână în cap, da? Și se rugau cu pocăință. Dar de obicei când se rugau și lăudau pe Dumnezeu, o făceau în felul acesta, cu mâinile și cu fața ridicate către cer. Și expresia aceasta, vedeți, ia imaginea vie pe care ei aveau despre rugăciune, dar îi dă o nuanță simbolică. Și anume, să ridici nu doar mâinile spre cer, ci să le ridici curate. Și dacă vedem cum continuă versetul, vedem că lucrul la care se referea este că atitudinea lor sau faptele vieții lor trebuiau să facă aceste mâini curate. Pentru că în continuare spune fără mânie și fără îndoieli. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel face o legătură strânsă între rugăciune și viața celui care se roagă. Spune mai întâi de toate că noi trebuie să avem o relație continuă de rugăciune cu Dumnezeu, în care viața noastră sau faptele noastre sau inima noastră e împletită întru totul cu timpul de rugăciune. De așa de important să înțelegem că rugăciunea nu e un moment al zilei după care ne vedem de restul vieții. Și rugăciunea e împletită cu activitățile zilnice ale vieții. Da. Ai ceva important de făcut, la care ai emoții, dacă va ieși sau nu va ieși bine, atunci te rogi pentru lucrul acela. Doamne, dă-mi înțelepciune. Simți că ceva e în neregulă la muncă sau la serviciu cu colegii, atunci te oprești și te rogi. Doamne, vreau ca lucrurile să fie cum trebuie. Ai ocazie de a fi o mărturie când ești întrebat sau ți se dă ocazia. Te rogi, Doamne, ajută-mă ca să pot să fiu o mărturie frumoasă prin ce spun. Dă-mi înțelepciune. În orice lucru al zilei și al vieții, noi ar trebui să înțelegem că tot ceea ce facem trebuie să fie însoțit de rugăciunile noastre. Și viața creștinului trebuie să fie întotdeauna în legătură, în strânsă legătură cu viața lui de rugăciune. Felul în care ne trăim viața, fie face ca rugăciunile noastre să fie ascultate și să-L onorăm pe Dumnezeu prin ele, fie face ca rugăciunile noastre să fie împiedicate. De aceea apare expresia aceasta în Noul Testament, ca viața noastră să fie una curată și frumoasă, ca rugăciunile noastre să nu fie împiedicate când le înălțăm către Dumnezeu. Și de aceea aici vedem expresia aceasta în care Pavel vorbește lui Timotei despre bărbații din biserică care trebuie să ridice mâini curate. Adică rugăciunile pe care ei le înalță către Dumnezeu trebuie să vină dintr-o viață trăită în ascultare de Dumnezeu. Dintr-un cuget curat. Dintr-o mărturie curată. Și într-un mod specific, Apostolul Pavel îl face atent pe Timotei la două aspecte, care sunt menționate la sfârșitul versetului 8. Și anume, fără mânie și fără îndoieli. Și aș vrea să discutăm puțin despre ele. Nu-mi dau seama dacă aceste două aspecte sunt într-un mod specific, mai sensibile, în dreptul nostru, al bărbaților, da? Și anume, noi ca și bărbați să ne mâniem sau să avem îndoieli sau dispute, da, între noi. Și atunci Apostolul Pavel îi zice lui Timotei într-un sens general sau era situația bărbaților din Efes într-un mod specific, poate știa anumite lucruri despre bărbații de acolo din Efes, care poate aveau probleme cu temperamentul, cu mânia, cu relațiile dintre ei. Deci nu știu dacă e un caz sau celălalt, dar clar este că fie o situație, fie alta, noi avem de învățat
ca bărbați. Și acum mă adresez într-un mod specific nouă bărbaților. Și Pavel îi spune lui Timotei că atunci când ne rugăm, ar trebui să ne asigurăm că viața noastră nu e modelată, nu e pătată, nu e murdărită de mânie. Și o să discutăm imediat de cel de-al doilea. De ce de mânie? M-am tot gândit. Și mai ales în contextul acesta, mi-am dat seama că bărbații au primit de la Dumnezeu o responsabilitate în plus. Fie că e vorba de familie, unde ei trebuie să fie capul familiei, să conducă familia, fie că poate era vorba de locul de muncă, de serviciul pe care îl aveau și de autoritatea pe care au primit-o, fie că era vorba chiar de situația politică din vremea aceea. De ce spun asta? Pentru că în începutul capitolului, ce le spune, pentru ce le spune să se roage? Pentru autorități, da? Și s-ar putea, e foarte posibil, ca biserica de acolo, bărbații de acolo, așa cum se întâmplă și în zilele noastre, să fi fost nemulțumiți de conducerea, de modul în care era condusă țara lor, da? Și fie din cauza asta, fie din cauza autorității pe care ei o aveau la serviciu, fie din cauza autorității pe care o aveau în familie, pentru că vedem că textul implică toate aceste situații, Apostolul Pavel le spune, nu abuza de autoritatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Dacă lucrurile nu arată, nu ies cum ți-ai dorit tu, fie din cauza legilor și a conducerii, fie din cauza situației din familie, fie din cauza locului de muncă, nu te mânia, nu te enerva, nu abuza de autoritatea pe care o ai. Pentru că dacă faci asta, rugăciunile tale nu se vor mai înălța dintr-o inimă curată. Nu vor mai fi ca niște mâini curate ridicate spre cer, ci din contră, vor veni dintr-o viață trăită în tensiune, în neascultare, care în cele din urmă va avea ca și consecință și un răspuns pe măsură din partea lui Dumnezeu. E foarte important, vă spuneam, ca și bărbați să înțelegem lucrul acesta. Și fiecare dintre noi, dacă Dumnezeu ne-a dat un rol de conducere în familiile noastre, celor care suntem căsătoriți, și poate uneori lucrurile nu sunt cum ne-am dorit sau nu ies cum ne-am dorit, lucrul ăsta să nu producă în noi mânie, să nu producă tensiune, să nu ne facă să abuzăm de autoritatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Pentru că în felul acesta să nu ne amăgim și viața noastră de rugăciune sau comuniunea noastră cu Dumnezeu va fi întreruptă, va fi murdărită. Da? E foarte important dacă la locul de muncă sau în relațiile pe care le avem sau chiar în legătură cu politicienii care ne conduc, lucrurile acestea produc nemulțumiri. Să nu se răsfrângă în tensiuni, în mânii, în supărări, în lucruri care ne amărăsc viața. Ci, din contră, să aducem toate aceste situații în rugăciune, cu inimă bună înaintea lui Dumnezeu, să facem ce ține de noi și restul să încredințăm în mâna Lui. Iar cel de-al doilea lucru, cea de-a doua caracteristică, din versetul 8, și anume, fără îndoieli, într-adevăr, termenul acesta apare în Noul Testament de foarte multe ori și apare în diferite nuanțe ca și traducere. El poate însemna în pasajul nostru la fel de bine îndoială sau disensiuni, adică neînțelegeri, certuri, dar indiferent dacă este vorba de o situație sau de alta, Apostolul Pavel ne învață ca și bărbați că noi atunci când venim înaintea lui Dumnezeu trebuie să venim ca niște oameni ai păcii, ca niște oameni ai înțelegeri, ca niște oameni care caută comuniunea, care caută pacea în relațiile pe care le avem, în familie, în societate, la locul de muncă și așa mai departe. Și în niciun caz ca niște oameni care sunt mânioși, au relații rupte cu ceilalți, tensiuni sau le alimentează. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem relația asta atât de importantă dintre viața noastră și rugăciune. Să înțelegem fiecare că fiecare moment al zilei pe care îl petrecem oriunde am fi, este o ocazie bună
ca să înălțăm lui Dumnezeu rugăciune. Și fie că avem ceva important de făcut, fie că avem o mică pauză între două activități, fie că o situație mai tensionată la locul de muncă, fie că e ceva mai complicat în familie, să nu ne folosim de aceste ocazii ca să abuzăm de autoritatea noastră, să răspundem cu mânie, cu certuri, cu supărări, ci din contră, ca și bărbați, să aplanăm situația, să fim oamenii păcii, să înălțăm către Dumnezeu rugăciuni pentru situațiile respective și să putem fi o mărturie bună în orice aspect. După ce Apostolul Pavel spune lucrurile acestea despre bărbați, care, vă spuneam, ne-au privit într-un mod special pentru noi, vorbește și despre femei. Și dacă vă uitați, în pasajul citit, de la versetul 9, spune așa: vreau de asemenea, adică vreau la fel și, vreau ca și femeile să se roage, și înainte de a merge mai departe, aș mai face o paranteză. Deci, Apostolul Pavel spune în același mod, sau la fel și femeile să se roage. Cu alte cuvinte, lucrurile pe care le spune despre bărbați, deși sunt specifice bărbaților, trebuie să se reflecte și în viața femeilor. Adică nici femeile nu trebuie să fie mânioase, da? Nici femeile nu trebuie să vină, poate, din certuri, din relații rupte și să zică, nu e nicio problemă, mă pot ruga și așa, da? Dar ele sunt specifice bărbaților. Acum, Apostolul Pavel le spune ceva femeilor, dar și aceste lucruri se pot aplica bărbaților. Înțelegeți? Deci chiar dacă sunt specifice unei categorii sau celelalte, ele se pot aplica și celelalte categorii. Și despre femei spune așa: vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. Sau am putea traduce îmbrăcate modest, îmbrăcate moderat, îmbrăcate cu bun simț. Și ca Apostolul Pavel să facă și mai specific lucrul acesta, spune cu rușine și sfială. Sau o altă traducere la fel de bună ar fi cu modestie și bun simț. Deci Apostolul Pavel, așa cum identifică în bărbați o slăbiciune, și anume aceea de a se mânia, de a fi mai iuți la mânie, de a crea conflicte sau de a le alimenta, la fel se uită acum la femei și fie că vorbește într-un mod specific, și asta este înțelegerea mea, pentru femeile din Efes, dar de aici pot învăța și surorile și doamnele din biserica noastră, fie că vorbește într-un mod general, sunt învățături care urmează să le explicăm, care de data aceasta se aplică într-un mod special doamnelor, surorilor sau fetelor din biserica noastră. Și vă spuneam că el accentuează lucrul acesta, și anume îmbrăcăminte. Dacă ne uităm în continuare, îmbrăcămintea aceasta care ar trebui să fie caracterizată de modestie sau de smerenie, da? Și de bun simț, era pusă în contrast cu o situație cel mai probabil prezentă în biserica din Efes, în care femeile de acolo, în loc să arate lucrul acesta, arătau alte lucruri. Și anume, spune așa, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Așadar, Apostolul Pavel simte nevoia să spună mai mult cum să nu fie, lucru care ne poate duce cu gândul că în situația, de fapt, în situația reală, lucrurile așa stăteau. Da? Și atunci el spune, nu ar trebui să fie așa, ci ne dă o altă imagine. Dar să înțelegem mai bine ce vrea să spună prin asta, înainte de a trage câteva aplicații, câteva principii. Ca și în zilele noastre, poate unii vor rămâne surprinși, dar și în zilele acelea, o femeie, când vrea să se împodobească, să se gătească, să se aranjeze pentru ocazie specială sau chiar pentru viața de zi cu zi, avea la dispoziție tot ceea ce oferă un magazin sau un salon de cosmetică în zilele noastre. Ba, aș putea să spun că în multe cazuri chiar mai mult de atât.
Și dacă citim documente antice sau ne uităm la imagini, la sculpturi din vremea aceea, fie că sunt din Roma antică, fie că sunt din Grecia antică, vedem că felul în care se împodobea o femeie era, aș putea să spun, peste media sau peste obișnuitul din zilele noastre. Și anume, și în ziua aceea își făceau împletituri și își aranjau părul în așa fel, încât dacă te uiți la unele imagini, rămâi impresionat că erau oameni care știau să aranjeze părul în așa fel. Și în zilele acelea existau ruji, farduri, rimel, machiaj. Și în zilele acelea erau parfumuri, loțiuni și creme. Și în zilele acelea, pentru doamne, exista chiar și depilare. Epilare. Deci tot ceea ce... Bancă și oșa. Tot ceea ce poți găsi astăzi într-un salon de coafură, de manicură, era prezent în zilele acelea pentru ele. Și din documentele care ne-au rămas din istorie, vedem că, în special, persoanele înstărite petreceau un timp îndelungat aranjându-și părul cu coafuri sofisticate, fardându-se, aranjându-se, parfumându-se și așa mai departe. Și pe lângă lucrul acesta se împodobeau cu rochii foarte scumpe și în zilele acelea exista opulență și pentru persoanele care erau din medie, să zic, din clasa medie, își puteau procura haine făcute din materiale speciale, vopsite, frumoase, împodobite. Pentru cei mai bogați își cumpărau haine făcute din mătase și alte lucruri de finețe aduse din China sau din India și acestea erau vopsite în culori foarte frumoase, împodobite cu aur sau cu mărgăritare, cu croșeturi deosebite. Și Apostolul Pavel, dacă observați, spune că femeia credincioasă, femeia creștină, la fel cum bărbatul poate cădea în ispita de a nu lega viața de rugăciune cu viața lui personală, și ea poate cădea în aceeași ispită. Și Apostolul Pavel spune, vreau de asemenea ca femeile, când se roagă, să înțeleagă principiul acesta, că rugăciunea e legată de viața ei. Nu trebuie să zică, m-am rugat, acum îmi pot vedea liniștită de restul treburilor mele. Da? Și trebuie să înțeleagă că toată ziua sau toată săptămâna ea trebuie să fie într-o relație, într-o comuniune cu Dumnezeu, în care prin modul în care se îmbracă, prin modul în care se aranjează, trebuie să aducă cinstea lui Dumnezeu. Și ca principiu, putem desprinde următorul principiu. Orice doamnă, orice soră din biserica noastră, când se îmbracă, când își alege hainele, când își face toaleta, trebuie ca prin lucrul acesta să aibă ca și principiu să nu atragă atenția oamenilor asupra ei. Să nu arate câte are, cât de luxos, cât de senzual, deși nu e cazul pasajului nostru, dar am putea aplica și lucrul acesta. Se poate îmbrăca. Și cum să mă îmbrac, cum să-mi aleg hainele, cum să mă aranjez ca să fiu plăcută lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă neglijență. Și vreau să punctez aici un lucru important. Când unele persoane de gen feminin, da, aud un mesaj din pasajul acesta, spun, e, atunci înseamnă că trebuie să fiu neîngrijită, da? Să nu mai spăl părul, să umblu cu părul sub braț atâta, să umblu cu unghiile negre. Nu la asta se referă. Ci se referă la a ține un echilibru în viața ta, în așa fel încât în modul în care te îmbraci, în modul în care te aranjezi, să aduci cinstea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că e ceva greșit să porți de grijă trupului tău, dar să nu mergi în cealaltă extremă în care vrei să arăți opulență, extravaganță, să fii poate senzuală prin cum te îmbraci, din contră, să fii plăcută lui Dumnezeu. Iar noi ca și biserică știți foarte bine că promovăm principiul acesta, nu zicem nimănui, vezi că rochia trebuie să fie până aici sau până peste genunchi sau nu știu de la câți centimetri de la pământ, da? Nu spunem nicăieri și nimănui cât trebuie să aibă tocul la sandale,
cum să-și aranjeze părul sau așa mai departe. Nu spune lucrul acesta. Dar avem un principiu simplu după care fiecare soră trebuie să se călăuzească. Și anume cel enunțat în versetul acesta. Când te îmbraci, să te îmbraci și să te aranjezi cu modestie, cu bun simț, în așa fel încât să nu încerci să atragi atenția asupra ta, ci să-L cinstești pe Domnul prin viața ta. Așadar, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei specific, bărbații trebuie să fie atenți la mânie, trebuie să fie atenți la certuri. Femeile trebuie să fie atente la a nu fi extravagante, să nu atragă atenția asupra lor, ci și unii și alții trebuie să-L cinstească, să-L înalțe pe Dumnezeu prin modul lor de viață. De ce? Pentru că rugăciunea este îmbinată, este legată, este într-o relație directă cu viața noastră. Și fie facem ca rugăciunile noastre să fie plăcute lui Dumnezeu, să se înalțe către El dintr-o inimă sau cu o atitudine corectă și curată, fie sunt împiedicate de mâniile noastre, de certurile noastre, de aroganța sau de opulența noastră. Și Domnul să ne ajute, fie că suntem frați, fie că suntem surori, să luăm aminte din pasajul acesta. Și închei mesajul de astăzi cu o întrebare și cu răspunsul la ea. Dacă cineva ne întreabă cum arată timpul de rugăciune al bisericii, cum ați răspunde? Prin disciplină, prin curățenie, să nu te mândrești. Okay. Cu lucruri care se îmbracă femeile, că despre ele vorba mai mult. Și despre unii și despre alții. Da. Bun, foarte bun răspuns, da? Să nu te mândrești cu nimic. Foarte bun răspuns. Adică, dacă cineva ne întreabă, repet, cum arată timpul de rugăciune al bisericii, să nu fim tentați să zicem, păi, avem o rugăciune, după aia mai avem o cântare, după aia mai avem o rugăciune, da? Și viața de rugăciune a bisericii sau timpul de rugăciune a bisericii ar trebui să spunem, păi fiecare creștin se roagă toată săptămâna. Biserica se roagă toată săptămâna. Întâlnirile specific de rugăciune sunt doar o reflexie, dacă vreți, a vieții de rugăciune a bisericii. Dar viața de rugăciune trebuie să fie toată săptămâna, care să fie în fiecare credincios. Și în fiecare moment al zilei, în fiecare ocazie, în orice loc am fi, noi trebuie să înălțăm rugăciuni pentru Dumnezeu. Fie că o facem într-un mod personal, Doamne, dă-mi înțelepciune, Doamne, ajută-mă să fiu o mărturie, Doamne, nu știu cum să rezolv situația asta, fii cu mine, fie că ne rugăm și mijlocim pentru alții, da? Fiecare credincios trebuie să înțeleagă că viața lui de rugăciune e continuă. Și trebuie să folosim fiecare ocazie pentru asta, iar felul în care ne trăim viața e într-o legătură directă cu rugăciunile noastre. Fie se înalță dintr-o inimă curată, da? Fie sunt murdărite, pătate de mândria, de egoismul, de răutatea noastră. Și Domnul să ne ajute să înțelegem principiul acesta. De ce? Pentru că, așa cum am spus la început, El trebuie să fie prioritate în viața bisericii. Mai întâi de toate, ca și biserică, noi trebuie să fim definiți de lucrul acesta. Deci Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, vreau să te învăț, vreau să-ți spun cum să administrezi spiritual biserica. Și când începe să-i vorbească cum trebuie să arate biserica, îi zice, mai întâi de toate, trebuie să pui un accent deosebit pe rugăciune. Fiecare om să înțeleagă că trebuie să fie implicat în asta. Să se roage pentru situația din țara lui, să se roage pentru mântuirea celor care îi cunoaște, să se roage pentru fiecare situație dată din viața lui și fiecare ocazie pe care o are, să o folosească pentru rugăciune. Să înțeleagă Timotei că viața fiecăruia face ca rugăciunile acestea să se înalțe către Dumnezeu sau să rămână sub tavan, vorba cuiva. Și Domnul să ne ajute și pe noi să înțelegem lucrul ăsta. Amin. Să-i primim lărgheță.